Familia este ruptură din paradis. N-am inventat-o noi. Ne-am gândit noi cum ar trebui să fie familia, cum trebuie să fie bărbatul, cum trebuie să fie soția. Nu ne-am gândit noi la frumusețea relației dintre ei, ci familia este invenția lui Dumnezeu și este darul lui Dumnezeu pentru ca omul să fie fericit în această lume. Familia a moștenit-o din Eden și este de origine dumnezeiască. Ea este sfântă pentru că vine din mâna lui Dumnezeu. Cea mai sfântă și cea mai duioasă legătură omenească este familia. Nu există contracte care să nu se rupă, că totul, orice contract pe care îl facem în lumea aceasta se rupe. Dar familia nu are un contract care se rupe, ei este un legământ, un jurământ până la moarte. Tema din seara aceasta se numește Hiroshima familiei. Știe cineva ce înseamnă Hiroshima? Hiroshima și Nagasaki de la școală ține minte cele două orașe. Poate oare cumva ca în familiile noastre să cadă astfel de bombe și să distrugă fericirea celor doi și fericirea celorlalți, copii, nepoți și așa mai departe? Pentru că dacă este fericită familia, tatăl și mama, fericirea se răsfrânge și asupra celorlalți. Și efectul este întârziat, dar mai devreme sau mai târziu fericirea vine peste ei. Tocmai s-a întâmplat în Hiroshima, 6 august anul 1945, când a fost aruncată această bombă peste acelea orașe din Japonia. Peste 100 de mii de morți, datorită unei bombe care era mică și așa a fost și numită băiețelul mic, Little Boy. Adică o chestiune foarte mică, dar câtă suferință. Iar efectele acestei bombe se văd și până în ziua de astăzi. Un lucru mic. Nu degeaba Sfânta Scriptură, în Cântarea Cântărilor, Cartea Familiei, Cartea Dragostei, acolo spune niște detalii și cred că cei care sunt înțelepți vor înțelege ce înseamnă această expresie pe care o folosește Cuvântul lui Dumnezeu. Prindeți-ne vulpile. Sunt unele vulpi care zice, ele sunt mici, dar aceste vulpe mici strică viile care sunt în floare. Vulpile mici strică viile mari care sunt în floare. Vreau să întreb pe dumneavoastră care cunoașteți istorii nefericite din viața multor familii. Cam care credeți că este motivul neînțelegerii, motivul divorțului, motivul despărțirii, motivul lacrimilor? Știți ce vor spune ei? Fleacuri, mărunțușuri, lucruri de nimic ne-au despărțit pe noi doi. Iar aceste lucruri de nimic a făcut niște destine nefericite a noastră, a copiilor noștri. Și acum suntem unul într-o parte, unul în alta, copiii împrășteți în lumea aceasta. Și nu-și mai aduc aminte cu bucurie, cu mare plăcere de familia lor, pentru că familia lor a fost un dezastru. Lucruri mici care strică familii mari. Care sunt acele lucruri mici? De unde pornesc conflictele? Știți de unde pornesc conflictele? Și trebuie să recunoaștem. Cel mai mare conflict în familie sunt eu. Unde sunt eu, acolo este conflict. Unde ești tu, acolo este conflict. Pentru că ai propriile gusturi, ai propriile ambiții, ai năravuri, ai mândria ta personală și unde ești tu, acolo e conflict. Și într-o bună zi, când tu nu vei mai fi, conflictul cu tine s-a terminat. Dar nu se termină cu totul, că mai sunt alți ideali de tine. Și dacă doi de astfel de oameni, cu conflicte, ambițioși, mândri, egoiști, se întâlnesc. Ce se întâmplă acolo? Explozie. Deci, conflictul cel mai mare sunt eu și trebuie să recunoaștem. În orice familie unde voi fi, eu voi produce conflict. De unde pornesc conflictele? De la mine. Haideți ca să vedem în continuare care sunt principiile sau principalele motive care duc la conflict și care este principiul de bază. Da, am zis, mândria, egoismul. Deci, moștenirile aduse din familia de origine. La noi acasă mama făcea borșul așa, dar tu îl faci altfel. Și prin urmare, care va fi replica? Ce vor zice soțiile? Du-te? Așa. La noi acasă tata așa făcea. Noi stătem tăți întinși și tata faci focul, dar tu mă pui pe mine să fac focul. Așa era la noi acasă. Dar anumite valori care le-am învățat în casa noastră, în familia noastră, și când ne înducem zice, ei, fat, hăi, la mine sunt alte principii. Și ar trebui ca să acționez cum îți zic eu, că cine e conducător în familie? Eu sunt. Și zice, da, așa nu era la noi.
Și cele două familii care vin cu valori diferite încep și motivul este de ceartă destul, din prima zi de după nuntă, motive sunt destule. Deosebirile dintre parteneri, știute și neștiute, acceptate și cele din urmă neacceptate, deosebiri, care sunt? Fără e, mănâncă mult, se scoală de la masă, nu măcar nici nu mulțumește, altul este atent, altul mai grăbit, mai zăpăcit, mai coleric. Și deosebiri între noi sunt. Unele le acceptăm ușor, altele spune, nu le pot suferi. Nu pot să mă împac cu lucrul acesta. Trăim de 20 de ani și mă scoate din sărite. Nu pot. Sunt deosebiri mari între noi. Și până la urmă, vom mai trăi împreună sau nu? Și este motiv de conflict. Păreri diferite cu privire la sistemul de valori. Și dacă vrei să te ceri cu nevastă, începi să vorbești despre politică. Și ea simpatizează un partid și tu altul. Și spune, dar eu cred că aceștia sunt mai buni. Și el zice, nu, aceștia așa. Și se ia cearta de unde? Fiecare are sistemul lui de valori și părerile sunt diferite. Mesajul primit nu coincide cu cel transmis. Pentru că femeile transmit mesajul într-un limbaj și bărbații îl înțeleg în altul. Așa cum era pe vremuri. Era televizoare în PAL sau în SECAM și când le conectai cu video nu arăta nimic. Pentru că femeia vorbește într-un limbaj repede, multe cuvinte, multe idei, multe personaje și bărbatul zice, stau leac, că n-am zis, cine-i vorba? Pentru bărbați trebuie să vorbești clar, rar și la un subiect. Dacă schimbi subiectul și seria în timpul vorbirii, el a rămas tot acolo. Pentru că trebuie să înțeleagă până la urmă subiectul. Deci mesajul transmis nu coincide. Și noi care nu cunoaștem sistemul soțiilor noastre, cum ea vorbește, începem să ne supărăm și zice, atât de mult vorbești că m-a scos din sărite, dar termină odată. Și zice, da, da, băi, am vrut să spun asta, ce ai vrut să spui? Și o ia pe departe, păi spune că trebuie să facem reparații în casă. Păi da, dar n-am vrut așa zic, am vrut să spun că la prietena noastră, la prietenii noștri, e mai frumos, e mai bine. Și ce dacă? Păi trebuie să facem și la noi, păi spune direct că trebuie să facem și noi, cum e la toată lumea. Lipsa aptitudinilor corespunzătoare de a fi părinți. Nu te duce capul să aduci un ban în casă? Tu nu știi să faci o mâncare bună și încă nu suntem pregătiți din primele zile de căsătorie. Dar nimeni nu s-a născut învățat și trebuie să acceptăm că încă nu le știe. Și nu face plăcintele gustoase ca la mama, ci va trece timp când va fi de vârsta mamii, atunci va face la fel mâncare gustoasă ca ea. Familiile mixte în care există un părinte vitreg sau copii vitregi, da, probleme. Ea are copiii ei, el are copiii lui, apoi iau pe ai lor și fiecare va ține la lui mai mult și tot așa. Și de aici sunt motive de conflicte, dacă vrei găsești din oriunde. Existența unei persoane care apelează la abuz verbal, emoțional și fizic. Ridică mâna ca să-și apere drepturile. Sau abuzul verbal, când te toacă și te termină doar prin cuvinte. Zice, mai bine dă-mi o palmă și lasă-mă să adorm liniștit, decât să mă toci și te scoli la orele două noapte și tot vorbește și tot spune și tot îți citește lecții. Lucrurile acestea sunt motive de explozie. Rezolvarea conflictelor în familie, cum are loc? Exemple de conflicte. Nu trebuie să căutăm mult pentru a vedea exemple de conflicte în căsătorie. Unde găsiți exemple? Uitați-vă în familia dumneavoastră. Dintr-o dată veți găsi exemple, da? Conflictul poate varia de la un dezacord minor cu privire la cina din seara aceasta, cum a fost mâncarea și borșul prea rece sau prea sărat, până la extremele abuzului, a violenței și a loviturilor. Și apoi se încep vaitele, ochii vineți și așa mai departe. Deci de la lucruri mărunte se ajunge la războaie de calibru foarte înalt. Conflictele în căsătorie nu sunt rele în sine. Este bine să fie conflict. Pentru că dacă eu zic că vopsim casa albastră și ea zice de acord. Imposibil, chiar așa de acord. Pragurile le facem negre, de acord. Azi nu mâncăm nimic, de acord. Da? Nu poți să fii de acord cu toate. Și trebuie să spui, da, eu nu sunt de acord. Și odată ce ai zis că nu ești de acord, se începe conflictul și zice, dar de ce nu ești de acord? Și începi să dovedești. E bine conflictul sau nu? Fiecare persoană are dreptul la replică. Și în moment ce îi dai libertatea, el va spune, nu sunt de acord. Deci este bine ca conflictele să fie. Ele nu sunt rele. Conflictul în căsătorie poate fi o provocare ca să ne ajute să creștem în maturitate și ca persoane, poate face o relație mai matură sau poate distruge căsnicile noastre. Deci conflictul va da într-o reacție, fie pozitivă, familia noastră va fi mai strânsă, mai unită, nu ne vom mai supăra de la orice nimic și de la fiecare muscă care zboară, nu ne vom supăra,
Și tot în același timp, conflictul poate să ducă la distrugerea căsniciei noastre. Și acum, ce avem de învățat dintr-un conflict? Dumnezeu folosește remarcile usturătoare ale partenerului nostru pentru a ne șlefui colțurile aspre ale caracterilor noastre. De ce Dumnezeu îngăduie ca soțul sau soția să spune așa cuvinte care mi-a zis tu, nimeni nu mi-a spus în viața aceasta, m-a frit direct la inimă și mă doare pentru că te iubesc și tu îmi spui lucrurile acestea pe față. Și de ce Dumnezeu îngăduie și de acestea? Ca să-ți vezi adevăratul caracter, acolo în familie te pregătești pentru împărăția lui Dumnezeu, acolo te pregătești pentru cer. Vreau să vă întreb, din aceste două imagini, vedem două sisteme, sistemul nou betonul și sistemul vechi lutul. Și poate să ne spună bărbații, când betonul este numai ce turnat și torne apă pe el, ce se întâmplă cu betonul? Se întărește și mai tare. Dar dacă lutul numai ce făcut și tot îl ții în apă, se moaie. Deci conflictele este ca apa pentru două materiale diferite. Dacă familia este beton, se va întări. Iar dacă familia ta este din lut și tu ești lut, adică material care așa se dă când într-o parte, când în alta, apa nu va face nimic altceva decât să distrugă familia. Așa este conflictul. Deci conflictele în căsătorie scot la iveală. Și anume, când soțul sau soția apasă pe butoanele și când vrea cineva să-ți facă rău, pe ce butoane apasă? Cele mai dureroase. Și tocmai, dar tu și apasă acolo și trebuie să reziști, da? Ce mai scot în evidență conflictele? Chiar dacă soțul sau soția nu are dreptate în ceea ce spune, răspunsul nostru arată de fapt cine suntem în interior. Bun, nu are dreptate ce zice despre mine. Dar dacă explodez și încep să ridic pumnii și zice, stai puțin, am zis doar așa să văd ce vei face și am înțeles, da? Nu e de glumit. Nu avem nevoie să ne expunem părerea și să fim liberi. Am înțeles. Deci scoate ce avem noi în interior. Suntem liberi să alegem. Aceasta ne spun conflictele. Că dacă îl întrebi pe copil, ce vrei să mănânci, banană sau măr? Și zice, portocală. Păi tu i-ai pus libertatea din două, dar el vrea să aleagă din trei sau din mai multe. Conflictele ne învață că trebuie să oferim libertatea oamenilor ca ei să facă o alegere. Putem reacționa într-un mod constructiv sau putem reacționa într-un mod negativ, făcând paradă cu mânia noastră, sentimente de nedreptate, orgoliul nostru rănit. Astfel putem să reacționăm atunci când avem conflicte. Care este metoda? Și vreau ca să trec repede așa în revistă. Unii cum rezolvă conflictele? Și vreau să zic că asta nu se întâmplă undeva de departe, că zici, seminarele astea la minister să le ții, nu nouă. În familie toți reacționăm după schema aceasta. Când aveți conflicte, unii ce fac? Ignoră. Consideră că creștinește este să nu dăm atenție. Bă, faci soțul în tătfieliu, dar lasă-l că eu sunt creștină și trebuie să nu trag atenția la toate. Să le ascundem. Sunt probleme și noi măturăm gunoiul și îl punem sub covoraș și ne căutăm. Și într-o bună zi covorașul stă umflat în sus, da? S-a adunat prea mult. Neglijarea conflictului ăsta nu înseamnă rezolvarea lor. Al doilea, este exprimarea fără rezerve a sentimentelor. Și eu, frate, deschis, îi spun direct în față tot ce gândesc despre ea. Și torn așa cum curge, nu de la robinet, mai jos de robinet, așa torn tot peste el. Eu sunt o persoană deschisă. Dar unde ne este diplomația? De ce nu putem să ne stăpânim sentimentele de mânie? Ce, noi suntem roboți programați? Nu avem frână? Unde se aplică această metodă? Este într-adevăr câmp de război, în care orice armă este permisă. Dumneavoastră știți că și în război, nu toate armele sunt permise. Războiul are și ea regula lui. Și în familie, dacă suntem într-o confruntare, atunci stai puțin. Cuvinte porcoase să nu se audă, înjurături, blesteme, mizerie să nu iasă din gura noastră, vorba voastră să fie dreasă. Bine, nu ești de acord, nu-ți place culoarea albastră, dar poți să te exprimi frumos, să spui, iubirea mea, nu vom face albastră, ci astăzi este la modă sau un trend culoarea roz, da? Și o vom face așa. Dar nu este neapărat să te exprimi urât, chiar dacă ai o altă părere. Al treilea, retragerea. Există persoane care socotesc atâta vreme cât nu pot controla, n-au argumente, se retrag, da? Și gata, eu văd că se ceartă, m-am retras și nu sunt de acolo, da? Conflictul nu s-a rezolvat. Contraatacul. Dintr-o dată când apare conflictul, am scos cuțitul din buzunar și zice, mai vorbește ceva, că după asta primești deodată în frunte. Și
Dacă am zis că eu sunt bărbat în casa asta și cum voi zice eu, așa va fi? Credeți că am rezolvat conflictul când am bătut cu pumnul în masă și am zis că toți să trăiască cum zic eu? Conflictul nu se rezolvă. Al cincilea este cedarea. Bine, dacă zici tu, hai să facem cum zici tu. Totdeauna am făcut doar cum zici tu. În cele din urmă, când cedezi permanent, duce la formarea unei atitudini de martir și până la urmă partenerul începe să se simtă vinovat. Totdeauna cedează, plânge, se retrage într-o parte și nu știe de ce, dar de ce ești supărată? Nu așa, eu supărată și până la urmă nu mai știi. Cedând, lași impresia că te porți creștinește, dar să nu uităm că o mânie înnăbușită într-o bună zi va face o explozie mare. Și o mică mânie ținută va crește și va răbufni ulterior, mult mai târziu. Compromisul. Bun, anul ăsta o dăm albastră, la anul o vopsim roză. E bine așa? Azi fac așa cum zici tu, dar mâine faci cum zic eu. Aici punem culoarea și punem teracota cum zic eu, dar în camera aceea cum zici tu. Mergem la compromis. Azi cum zici tu, dar mâine cum fac eu. Este o metodă de rezolva. Și al șaptelea, rezolvarea conflictului. În urma confruntărilor deschise și directe, dar creștine, soții sunt de acord să rezolve problema. Chiar dacă unele idei, dorințe inițiale s-au schimbat, ambii sunt mulțumiți, da, de decizia luată, soluția la care s-a ajuns, iar rezultatul este schimbarea situației, atitudini sau comportamentul care convin la amândoi. Am mers la dialog, am discutat și în cele din urmă am ajuns. Vreau să vă întreb, există speranță? Dacă vă aflați într-o familie unde veșnic conflictele, strigătele, certurile sunt la ordine de zi, există speranță? Dacă te afli într-un conflict în familie, fii încurajat de faptul că există speranță pentru situația ta, indiferent dacă tu sau altcineva a cauzat conflictul acesta. Iisus spune foarte clar pe muntele fericirii, ferice de cei împăciuitori, căutați pacea. Pacea nu înseamnă retragerea, pacea nu înseamnă fugirea de probleme, ci pacea înseamnă să mergi la dialog, să spui direct. Când Iisus a fost lovit peste față, a tăcut, ce a zis? Dacă am vorbit ceva greșit, spune de ce mă lovești. Coloseni, capitolul 3, textul 13. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă pe altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi unul pe altul. Care este exemplul nostru de rezolvare a conflictelor? Haideți să iertăm. Haideți să acceptăm că partenerul nostru, soțul sau soția, așa este el, nu să-l schimbăm. El se va schimba odată ce va vedea defectele lui proprii în fața lui Iisus Hristos care ne-a iertat pe noi. Și dacă El ne-a iertat, oare nu vom ierta și noi? El care mi-a iertat mie o sumedenie de păcate, nu vom ierta noi faptul că borșul era rece? Care e problema? Îl încălzim, se rezolvă. De aceea trebuie să ne îngăduim unii pe alții. Cuvântul acesta îngăduit înseamnă acceptați-vă unii pe alții. Sunteți diferiți. Ați crescut în familii diferite, aveți valori diferite, primiți informații diferite, suntem diferiți. Dar putem să ne iubim, deși suntem diferiți. Stimați soți, soții, chiar dacă sunteți diferiți, continuați să vă iubiți unii pe alții. Pentru că iubirea este darul lui Dumnezeu în familiile noastre. De aceea, nu uitați, familia este ruptă din paradis și dacă vrem ca acolo să fie fericire, trebuie să trăiască după principiile paradisului.